18 percheziții au avut loc în această dimineață la sediile unor societăți din București, Ilfov, Prahova, Hunedoara și Gorj. Vizate sunt părțile implicate în contractul atribuit în 2011 de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului. Potrivit anchetatorilor, contractul în valoare de 10.175.168 de lei, prin care SC Europolus Computer SRL trebuia să presteze servicii de promovare a României în cadrul galei internaționale de box profesionist organizat de Federația Română de Box, s-a făcut fără publicarea unui anunț de participare, iar suma urma să fie rambursată din fonduri europene. Implicat în toată povestea este și fostul ministru al economiei Ion Ariton, acuzat că ar fi determinat directorii mai multor companii de stat aflate în subordinea sa, printre care și cele două complexe energetice rovinari, respectiv turceni, să sponsorizeze organizarea galei internaționale de box profesionist. În Gorj, anchetatorii au descins la firma afaceristului Nicolae Isar, acesta aflându-se pe lista celor care au sponsorizat respectivul eveniment.